Vă pupălește tata Nelson de dimineață. După cum vedeți, îs la micul dejun. Dați-mi voie să vă prezint. Avem aici o sălămioară. Ia uitați-o. Cu odore de Italia. Mămăliguță, ia uitați-o și cu ochi. Eu, vedeți, mămăliguță. Și cârnăciori, iașenia, tot de acolo, de la Italia, prietenilor, din România, dar parcă din Italia. Știu că v-a fost dor. La o parte din voi să mă auziți și să mă vedeți. Ni, au, a. La alții, Nu, dar nu știu de ce. Pentru că eu știu de ce vii ciudă. Pentru că sunt cel mai tare vlogger cu cea mai frumoasă locuință. Deci dintre toți vloggerii aveți vii ciudă că aveți mobilă de 2 lei, aveți frigider de 2 lei, locuiți așa cum locuiți, în chirii. Dacă Dumnezeu atât a vă dat, voi trebuie să mulțumiți la Dumnezeu. Că și la alții care n-are mintea mea și n-are talentul meu, Dumnezeu le-a dat vile, le-a dat mașini luxoase, le-a dat vaporașe, le-a dat o groază de chestii și așa. Și eu n-am treabă. Eu mă bucur la o salamă când o mănânc. Aia se bucură la cine știe ce mâncăruri, Doamne fer, că nici nu le știu zice numile. În loc să vă pară bine că stau și vă învăț, ni eu nu vreau să mă iau și să dau nume. Dar mulți dintre voi sunteți vai și amar. Înțelegeți? Iar la culiță și la Iancu toată problema cu intrarea prin efracție în casa lor și cum să vă spun eu vouă, să fiu mai pe înțeles. Și acea infracțiune de a fura munca și truda alte persoane a fost făcută atunci când Iancu a fost la București și a intrat în cârd cu aceste japițe de TikTokeri, oameni buni, ascultați ce vă spune tata.
pentru că voi ați văzut acolo numai bătaia. Dar ei acolo sunt pretinit cu mai mulți infractori. Sub acoperire. Și la infractorii care fac așa ceva, nu înseamnă că trebuie să le luăm viața, că trebuie să știu eu ce, să înjurăm sau de astea. Pentru că infractorul face toate astea, în primul rând, din lipsă. Din lipsă financiară sau alimentară. Și atunci el își riscă libertatea, chiar riscurile sunt mai mari. La o asemenea faptă se poate întâmpla o groază de grozăvii. Poți să dai peste infractor în casă și atunci cine e mai puternic? Poate să dai infractorul peste tine în casă și cine e mai puternic? Să nu uităm de cazul Iovan. Deci, prietenilor, acești doi frați fiind asaltați, wow, că ăștia te asaltează, te periază, te ridică în slăvi, tu ești așa. Ei au prins încredere. Mamă, ce prieteni am găsit, lume nouă. Da, frate, am bani. I-o dat controle. Am de vânzare aia, am putea cumpăra aia. Depinde ce controle. Mașina, așa, înțelegeți? Chiar poate o cumpărat o mașină, o dat-o înapoi. Sau altele, obiecte. Și-o văzut că sunt bani. Nu mai trebuie să zici locul. Pentru că ca să zic așa, fără, țăranii nu prea au ascunzișuri. Nu-s ca romii. Tata ți-a auzit unde ascunde? Într-o cutie metalică, pe timpul lui Ceaușescu, într-o cutie metalică, ascundea banii înfășurați în ciolofan. Și în țiplă băgați și ciolofanul băgat în cutie, nu intra hânghelul și îl băga în veceu în caca, legat cu o ață liptită plină de căcață, aia nu o vedeai, numai trăgea ața sus. Bun, erau mai multe ăștia, nu prea, înțelegeți? Acum un seif, că nu cunosc cazul. Un seif, nu-l iei tu așa ușor. Numai că a fost deschis seiful. Dar un seif, nu-l iei tu așa ușor. Poate a fost vreo cutiuță din aia de seif, ia și în ea. Înțelegeți? Dar și aia e prinsă în pereche. Știți că v-am spus. Charlie. În Ungaria, când a furat seiful, de m-a sunat că nu a putut să-l deschidă. Da. Deci nu-l iei tu așa ușor seiful ăla din pereche prins. În fine, poate a fost numai pus acolo, proptit acolo. Dar, bun, problema e alta. Vă dați voi cu părerea. Nu-i greu. Nu-i greu de aflat.
în ziua respectivă. Camerele video, poliția își face treaba. Camerele video, voi l-ați chemat pe virusul ăsta, sau cum îi zice, viermile, l-ați chemat. Ăla, cu Dan Diaconescu, cu Elodia, n-o descoperit-o nici acum, ăsta să crede, Țuțurica, să crede mare anchetator, vai și amar. Băi, oameni, bă, băi, oameni, mă, vă rog foarte, aici dă dovadă, mă, aici dă dovadă că nu, vedeți-vă de treabă, măi, poliția își va face datoria. Oameni buni, eu am plătit și la moști acolo să vină hoțul singur. Dar nu va veni cu banii, banii au cheltuit. Înțelegeți? Doi la mână. Cum să ții așa o sumă mare în casă? Mergi și o duci la bancă. Ai card și o pui la bancă. Da, domnilor, acum nu, fiecare cu ale lui. Înțelegeți? Fiecare cu ale lui. Aurul la bancă, la cutie. Sau la manet. Îl dai la manet. Înțelegi? Câți bani vă trebuie? 100 de lei. Cum, domnule, 100 de lei? 100 de lei îmi trebuie mie. Mie îmi trebuie 100 de lei pe 2 kg de aur. Păi, domnule, 100 de lei îmi trebuie. Înțelegi? Și îți dai 100 de lei și plătești pe lună 120 de lei. Și îți ține aurul acolo. Ha! Ați înțeles? Astea sunt teoriile mele. Astea sunt teoriile mele. Sunt ponturile mele. Da. Deci, prietenilor, vedeți-vă de treabă, ni? Cu nuculiță, ce mi-ai pus aici în bot. Iară mi-o pus de ale să mă vede dacă nu. Iară mi-ai pus sămânță, dar gândiți pământ să plantez sămânță mine. Hai că plantez și eu pe sămânță pe tine. Prietenilor, da, voi când vreți să aflați ceva, mă întrebați pe mine, mă. Eu sunt profesor. Eu sunt profesor. Nu. Ăla să crede de când e lumea mare anchetator. Și vai, mama lui cam o stă să facă și el bani să mânci o chită de pe YouTube. Și de pe TikTok. Nu v-ați dat seama, mă. Vă faceți de rușine. În fine, trecem la subiectele astea, la astea. Da. Infractorii se vor găsi. Se vor găsi pentru că infractorii sunt din cercul vostru. Pontul s-a dat din cercul vostru. Ați înțeles? Foamea e mare. Foamea e mare. Pontul s-a dat din cercul vostru. Și-au venit doi hoți. Și acum depinde cum a fost. Cum a fost intrarea prin infracție, în curte, în casă, în ăsta, că eu n-am urmărit cazul, să știu, dar așa. Bun. Iar voi ăștia ranță, lăsați-o, vă rog, foarte frumos, nu vă ameniți, vă duc la cunoștință. Lăsați-o ușor cu mine, pentru că știți că-s tata vostru.